una din investigațiile care sunt frecvent recomandate pacienților în vederea stabilirii indicației de tratament cu litotitorul extracorporal este urografia. Tehnicul urografic se vede o lacună de 1,5 cm diametru în centrul rinichiului stâng. Este un calcul pe care am reușit să-l fragmentăm într-o ședință terapeutică cu acest aparat. Controlul fragmentării calculului în cursul ședinței se realizează ecografic. Ecograful, care este acesta, realizat este inline, coaxial, cu generatorul undelor de șoc. Ceea ce face ca, conjungând imaginea de pe ecran cu reglajele din aparat, în momentul în care calculul a fost suprapus în țintă, în targetul de pe ecranul ecografului, în momentul ăla suntem siguri că acel calcul este suprapus cu focarul de tratament, cu acea zonă de spațiu în care se concentrează energia ultrasonică, care duce în final la fragmentarea calculului. O ședință de tratament durează cam 40 de minute, cum spuneam, nu se face nicio formă de anestezie. Și cu acest gen de aparat, ședința se desfășoară cu pacientul stând pe o parte, deci cu rinichiul detratat în sus. Avantajul acestei poziții și avantajul acestui gen de a lucra este acela că acest generator este mobil în jurul pacientului pe un arc de 180 de grade, ceea ce permite căutarea poziției cele mai eficiente în care putem vedea tot timpul ședinței calculului. Spre deosebire de aparatele mai vechi, în care acest generator este situat sub masa de tratament, pacientul e culcat pe spate, generatorul intră în contact cu pacientul venind de jos în sus și realizat și dumneavoastră, fără a fi expert, că în principiu mobilitatea se reduce la un arc cumva sub 90 de grade. Și în general e bine ca un calcul să fie atacat din mai multe direcții pentru a fragmenta mai ușor și nu din aceeași direcție. Și acum aplicăm generatorul și ecograful asupra lombei pacientului pentru a localiza calculul, pe care trebuie să-l vedem undeva pe ecran acolo. Acesta este rinichiul și asta este licheza, imaginea albă pe care o vedeți, cu așa numită cond de umbră posterior. Putem să începem ședința de tratament. Acum ele sunt suprapus. Până în acest moment, considerăm că avem calculul în focar, putem declanșa ședința de tratament prin apăsarea acestui comutator. Revin, frecvența cu care îl bombardăm variază, de asemenea intensitatea de la mic la mai mare. Și acest mod de a trata calculul durează în general cam 30-40 de minute. Nefiind însoțit de suferință fizică, pacienții nu au nevoie de calmant, nici măcar înaintea ședinței, dar aminte de anestezie.